Sfidarea carantinei este extrem de costisitoare. Autoritățile de control din județul nostru au dat într-o singură zi peste 40 de amenzi contravenționale persoanelor care nu purtau mască în spațiile unde aceasta este obligatorie. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și a interdicțiilor de deplasare în valoare de 23.000 de lei. Dintre acestea, 41 de amenzi au fost date pentru nepurtarea măștii în spații unde aceasta este obligatorie. În ultimele 24 de ore au fost verificate 3.323 de persoane și peste 50 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul urmărit fiind siguranța cetățenilor. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 61 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, dar și a interdicțiilor de deplasare, în valoare de 23.000 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 60 de mijloace de transport. În localitățile carantinate din Mehedinți este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și non-alcoolice în interiorul sau exteriorul clădirilor. Cursurile școlare se vor desfășura doar în sistem online, iar organizarea de evenimente private este interzisă. De asemenea, s-a instituit obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Autoritățile de control din județul nostru vor continua acțiunile de control cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul urmărit fiind siguranța cetățenilor.